Bună seara și bun găsit la pulsul zilei. Discutăm astăzi despre teatru cu directorul Teatrului Clasic Ioan Slaviciarat, Bogdan Costea. Bună seara. Bună seara și mulțumesc pentru invitație. V-am invitat la pulsul zilei să discutăm despre concluziile și feedback-ul pentru Festivalul Internațional de Teatru Nou care a avut loc recent în Arad, mai apoi să mergem spre proiectele Teatrului Clasic Ioan Slavici Arad, spre spectacolele care își vor avea premiera în curând și să vedem și planurile de viitor pentru stagiunea care urmează. Dar mai întâi de toate, Festivalul Internațional de Teatru Nou în Arad. Ce s-a întâmplat? Cum a fost? Cine a venit? o cavalcadă de arte în Arad. Festivalul Internațional de Teatru Nou aflat la cea de doua ediție s-a bucurat de un real succes de public, în primul rând, și în același timp a fost o fericită selecție dacă vorbim despre ingredientele care s-au regăsit în cadrul acestei ediții. Este vorba, în primul rând, de spectacole de teatru ale companiilor independente, completate oarecum cu spectacole de teatru ale teatrelor instituționalizate și de asemenea cu o paletă diversificată în ceea ce privește cooptarea în cadrul festivalului a spectacolelor care sunt atât de nișă cât și care fac parte din zona concertelor de muzică de teatru sau de muzică apropiată teatrului. Cum de data asta am optat și pentru aducerea în cadrul festivalului, care își dezvoltă pe măsură ce, ce trec anii, ce îmbătrânește. Un, o componentă care se vrea din zona spectacolului de circ și de uh, spectacolului care are impact major asupra publicului. Aceste spectacole sunt spectacole de de desfășurate în spații uh, outdoor, adică în afara clădirilor, și ele atrag un număr destul de important de oameni. Trebuie să spun că, de data aceasta, timpul n-a ținut cu noi. Ne doream ca afluxul de public să fie mai mare la reprezentațiile celor de la Circus Unartic, care au fost programate a se desfășura la ore care sunt în, erau în vecinătatea orelor normale de începerea spectacolelor respectiv cele din teatru și atunci, din pricina timpului nefavorabil, am fost nevoiți să reamplasăm ca și locație, nu locație, ca și timp, temporalitate, aceste spectacole, respectiv le-am mutat într-o oră, mai să zicem, atipică, la ora 12.30 și atunci informarea s-a făcut destul de târziu. Acestea sunt amănunte, dar cel mai important este că aceste spectacole au avut loc și s-au bucurat de succes la publicul care a fost acolo. Apropo de teatru instituționalizat versus teatru independent, care este combinația de succes în realizarea unui festival, festival internațional de teatru, având în componență aceste două elemente? Cam ce trebuie să ducă grosul ca să avem acea componentă de nou? Știu că veți merge spre teatru independent, dar oare este destul acesta? Eu nu mă feresc să spun că acest festival de teatru nou și-a schimbat doar forma, denumirea. El este urmașul festivalului de tradiție internațional Euro Underground, care era desfășurat sub patronajul Casei de Cultură Municipiului și a Consiliului Local Municipal. Iată odată cu acest proces de comasare, lucrurile ne-au revenit nouă ca sarcină de organizatori și implicit am crezut prin faptul că festivalul de teatru clasic care se desfășoară de regulă în toamnă, am încercat să-i dăm o altă pondere, o contragreutate, denumindu-l, redenumindu-l, botezându festivalul de teatru nou și iar pentru noi, că tocmai discutam chiar zilele precedente cu un creator de teatru care îmi spunea că îi se pare foarte interesant că un teatru cu titulatura clasic poate să găzduiască, să organizeze și să inițieze un festival de teatru nou. Asta ce înseamnă? Înseamnă că nevoia de diversificare și nevoia de publicului de a se readapta la oferta care o avem noi ca și instituție din orașul Arad, este una care ne provoacă în primul rând pe noi, dar provoacă și publicul. Noi, din păcate, suntem oarecum cantonați într-o titulatură. Cred că lucrurile nu trebuie să rămână așa, chiar dacă noi ne purtăm cu mândrie emblema de teatru clasic, pentru că, iată, e un nume pe care deja l-am adoptat cu mai bine de 15 ani în urmă. Și uh, lucrurile cred că sunt într-o permanentă mișcare în ceea ce privește oferta pe care noi trebuie să o avem. Din această pricină, Festivalul de Teatru Nou este, cum ar veni, o provocare pentru un alt tip de public decât publicul pe care îl avem la Festivalul de Teatru Nou. Atunci discutăm despre faptul că există texte neconvenționale, autori care uh, propun subiecte pe teme neconvenționale. Când vorbesc despre neconvențional, pot să vorbesc de o paletă foarte largă în ceea ce privește modalitatea de scriere a textului sau modalitatea de alegere a subiectului. Discutăm despre teatrul de tip social, discutăm de te despre teatrul de tip anchetă, discutăm de te despre teatrul de, de tip improvizație și, în același timp, de o provocare directă pe care actorul, realizatorul de teatru, ransează publicului. Publicul nu se simte tot timpul confortabil când știe doar că se așează la minutul și la ora și minutul cu tare și se ridică la fel peste două ore. Publicul este provocat și s-a văzut și în acest lucru la ediția din acest an, că la un spectacol uh, al unei trupe din București, dacă nu mă înșel, era vorba despre uh, teatrul act, uh, publicul a fost provocat să voteze situația, subiectul, personajul care poartă o anume vină în... Uh, în felul în care se derula subiectul. Practic, un spectacol interactiv. Era un spectacol interactiv în care publicul la un moment dat a întâmpinat cu zâmbetul pe buze și oarecare reținere felul în care a fost provocat, dar după care a fost deosebit de participativ. Și asta înseamnă că scenariul era perfectibil și implicit actorul și felul în care era el chemat să dea un răspuns, era un lucru uh, deja uh, interactiv și care stârnea atât pe de-o parte cât și pe de-altă parte. Cred că despre asta este vorba când discutăm despre modalitate de expresie artistică, atunci când discutăm despre teatru nou. Ce în... credeți? Am depășit acel clișeu că în Arad nu există public de teatru sau consumator de cultură? Ce dovedesc cifrele? Ce dovedește faptul că ați avut să-l plin? Uh, eu, eu, în general, n-aș vrea să vin aici într-un raport. Uh, contabil, economic contabil să spun, sau de cifre legate de numărul de spectatori, încasări și așa. Bineînțeles că aceste date există și sunt evidente cum că există un salt față de anul trecut și nu numai față de anul trecut, și față de alți ani. Pot spune în felul următor că sările de teatru de la Festivalul de Teatru Nou din acest an au fost pline, spre foarte pline, au fost și spectacole la care publicul nu a umplut sala. Până la refuz, dar au fost foarte puține. În primul și, în primul rând, s-a văzut o emulație în cadrul publicului și felul în care răspuns aceste oferte a, a teatrului clasic Ioan Slavici prin acest festival, și faptul că există un, un tip de public care este într-o într continuă creștere ca și număr, denotă și ne face să credem că acest festival își justifică existența și mai mult decât atât, trebuie a fi dezvoltat nu doar public, ci și artiști și actori au fost prezenți la acest, spectacol, la, la acest festival de teatru nou, care a fost feedbackul din partea lor? Pentru că există și o componentă de socializare între actorii Teatrului Clasic Ioan Slavici Arad și aceștia care au venit aici și le-ați fost gazde. Dacă ar fi să spunem despre cum s-au simțit, nota generală este foarte bine. Uh, spun asta pentru că de fiecare dată după ce se consuma un spectacol, uh, trupa socializa în diverse uh, locații sau în diverse medii uh, ale orașului, iar a doua zi, a treia zi se primeau telefoane cu de mulțumire și de uh, de satisfacție pentru faptul că au fost invitați aici. Un alt aspect care mă face să cred că lucrurile sunt într-o direcție bună este faptul că au fost nenumărate solicitări din partea altor trupe și din partea altor companii de a participa la festivalul acesta, ceea ce înseamnă că uh, nu e puțin lucru. Uh, sunt, uh, a fost o, o selecție riguros cătuită <coughs> în urmă cu aproximativ 3-4 luni unde împreună cu selecționerul Claudiu Groza am uh, reușit să creionăm și să ducem la bun sfârșit această selecție, care, dacă ar fi să intru în, la nivelul calitativ și la modalitatea în care s-a alcătuit această selecție, ar trebui să amintesc că am pornit de la faptul că noi vom avea o premieră în cadrul festivalului, cu care vom deschide festivalul, ar trebui să amintesc că am făcut un focus pe un număr de patru producții, regizorul poate cel mai accesat, cel mai dorit, cel mai provocator, cel mai atractiv, care se numește Radu Afrim. Am reușit să stabilim o altă componentă prin prezența actorilor, tinerilor actori care anul trecut au fost laureați ai Galei Tânărului Actor de la Costinești Gala Hop, cum de asemenea am reușit să aducem spectacole de valoare premiate atât prin calitatea lor ca și spectacolul de teatru, cât și a interpreților sau regizorilor creatori la ultima gală a Unitări 2014. Care sunt planurile de viitor? Dacă ar fi să facem un exercițiu de imaginație, acestor festivalurile sunt întotdeauna atașate workshop sau întâlniri care sunt din domeniul teatral sau literar sau așa mai departe. Vă propuneți așa ceva pentru viitor, atât pentru Festivalul Internațional de Teatru Nou, cât și pentru Festivalul Internațional de Teatru Clasic? Este oare în plan așa ceva? Vedeți dacă ar fi să mă refer la modalitatea de desfășurare a festivalului și la felul în care publicul este atras să participe la diverse manifestări, altele decât cele de spectacol, s-ar putea observa la nivelul unui oraș ca Aradul, faptul că există o intensificare și o participare puternică într-un timp dat. Ei, iată, am avut și voci care au semnalat următorul aspect, cum că 30 de spectacole într-un parcurs de 10 zile sunt cam multe pentru Arad. Afluența de public uh, nu a îndreptățit acest, uh, această părere. Uh, faptul că, până la urmă, echipa organizatorică, faptul că actorii angrenați în, în acest proiect numit Festivalul, actorii invitați și uh, echipele tehnice, s-au concentrat în a participa într-un timp uh, dat în orașul nostru la un festival este un lucru absolut de normalitate peste tot unde se întâmplă festivalul și, din pricina aceasta, cred că aportul a fost însemnat și de pe de-o parte și de pe, de pe cealaltă parte. Atât când vorbesc de aportul artiștilor invitați, al teatelor invitate, al organizatorilor și faptul că am avut un feedback din partea publicului. Dacă ar fi să vorbim despre ceea ce am mai putea oferi în cadrul unui festival, eu cred că încet, încet ar trebui să tindem spre un tip de organizare și de ofertă. Așa cum se întâmplă la alte festivaluri din țară și din lume. Adică secțiunile conexe nu fac altceva decât să imprime un caracter de dependență față de tot ceea ce înseamnă spectacolul, arta spectacolului și ce se naște în jurul lui. Adică mă refer aici la expoziții pe tema dată, lansări de carte, lecturi publice, spectacole lectură expoziții de fotografie din arta spectacolului, spectacole în aer liber, care pot fi de la concerte și până la uh, spectacole de acrobație și de circ. În acest moment în care definim toate aceste aspecte în ce privește arta spectacolului și în care componenta de bază să fie arta spectacolului de teatru, noi nu putem decât să ne gândim că fenomenul cultural, într-un anume timp dat pentru o comunitate, nu poate decât să provoace. Odată diversificat uh, fiind, atrage un număr cât mai mare de. Public consumator de teatru și de, de cultură, bineînțeles. Bineînțeles, nu ne vrem aici doar la publicul din Arad, <coughs> pentru că putem avea și vizitatori, putem intensifica și uh, turismul uh, pe această perioadă. E un bun aspect pe care l-ați subliniat, pentru că poate mai abitir ca niciodată s-a simțit atât prin faptul că am identificat în sală public avizat de teatru din Timișoara, Parti o participare mai numeroasă decât în alți ani. Au fost atât uh, directori de teatre, atât uh, actori din, uh, din orașul de, din Timișoara, veniți să vadă în mod special uh, niște spectacole invitate la noi în festival, cât și publicul care merge de obște în Timișoara la spectacol, pentru că se recunoaște uh, acel, acel tip de public. Acum nu vorbim de sute de oameni, dar au fost câteva zeci cu siguranță. Nu la fiecare spectacol, dar, uh, per total, uh, s-a numărat la câteva deci. Ideea, scopul de a crea un uh, mecanism în care noi să atragem prin turismul cultural oameni din vecinătățile, cum ar fi uh, județele Bihor cu uh, Timiș, poate chiar și din uh, imediata vecinătate din țara vecină Ungaria cu producții pe care le invităm, iată poate să dea naștere unui alt tip de, de, de spectator și de, de consumator de teatru pe care noi îl dorim aici. Uh, amintesc faptul că, iată, mai sunt câteva zile, în data de 6 iunie, debutează cel mai important festival de teatru din România, Festivalul Internațional de Teatru de la Sibiu, unde, din câte știu, uh, nu vreau să greșesc, că e, sunt de ordinul sutelor într-un uh, timp de 9-10 zile. Numărul de reprezentații, atât de teatru, cât și celelalte uh, întâmplări conexe, uh, undeva la 300 de, de, de manifestații, care se întâmplă de la debutul zilei, ora 90 dimineața, și până în faptul nopții, când uh, la ora 1. Două noapte se termină manifestarea acelei zile. Ce ar fi de învățat <coughs> din acest model Sibiu? Pentru că este un model important, a fost desemnată Capitală Culturală Europeană și noi ne dorim acest titlu. Și Teatrul Clasic Ioan Slaviciarat va fi o componentă în dezvoltarea aceasta culturală. Ce putem noi învăța de la Sibiu, în momentul de față, referindu-ne la festivalul care urmează? Pentru că, cu siguranță, vor fi aspecte pe care le veți însuși. Da, eu și anul trecut am fost cumva să cu peste gardul vecinului. Aici putem folosi acest termen da, pentru că în da, artă și în aceste meserii chiar se, se fură. fură. Nu e un lucru rău. Da. Și bineînțeles că sunt aspecte notabile pe care doresc să le preiau, dar să le trec prin filtrul meu, al nostru, al Teatrului Clasic Ion Slavici, ca după aceea să le înfățișăm publicului. Nu n aș vrea să fie o copie 100% cu tot ceea ce înseamnă gradul organizatoric și calitatea organ actului organizatoric al unui festival de importanța celui desfășurat la Sibiu. La Sibiu, în primul rând, cred că cel mai mult contează în clipa de față echipa și coordonatorul ei. Este vorba de o practică de numai puțin de 20 de ani în care lucrurile s-au cimentat, lucrurile s-au sedimentat, lucrurile au căpătat maturitate și consistență pentru că acest uh, super manager sau nu vreau neapărat să aduc laude, dar pentru faptul că s-au dezvoltat și, și a ajuns uh, festivalul de teatru de la Sibiu, unul de importanță europeană, majoră, uh, nu pot decât să îi aduc aprecierea mea domnului Constantin Chiriac, care este unul dintre cei mai buni manageri uh, de teatru din Europa, zic eu. Desigur, nu numai, lucrează cu o echipă. Probabil. Nu, da, nu numai pentru faptul că organizează acest festival, ci pentru faptul că Teatrul uh, Național uh, Radu Stanca din Sibiu a depășit de mult granițele Europei și nu numai ale Europei prin prisma faptului că aceste legături s-au purtat și s-au putut uh, întâmpla din uh, această tenacitate pe care arătat, a arătat-o domnul uh, Chiriac și echipa lui. Uh, nu se poate să atribui uh, succes sau uh, să atribui... Uh, laude unei singure persoane, câtă vreme nu aș, își are închigat o echipă. Acolo lucrurile cred că funcționează și nu cred, sunt, sunt convins și știu asta, funcționează pentru că echipa este una dinamică, este una tânără, este una care, în care spiritul de întreajutorare și profesionalismul se îmbină și uh, lucrurile decurg de la sine. Uh, ar trebui să aduc aminte și faptul că acest festival se bucură și de susținerea președinției României și a Consiliului Local din Sibiu și, probabil, sponsorii care sunt pe măsură, iată, sunt uh, o întreagă îngemânare de forțe care își dau concursul pentru că acest eveniment să fie unul de amploare mondială. Spun mondială pentru că atunci la Sibiu am fost și uh, pot uh, se poate proba prin orice vizitator și orice spectator. Uh, acolo întâlnești uh, atât asiatici cât și negri, cât și o grămadă de, de diverse populații care provin din temiri pe ce colț al lumii. Și asta deja denotă și orașul respectiv trăiește pentru acest festival. În, zece, în cele 10 zile alocate festivalului, tot ceea ce se întâmplă se întâmplă legate de festivalul de teatru de la Sibiu. Este un model pe care noi trebuie să-l urmăm, nu știu dacă ad literam sau pas cu pas sau... Probabil pe calapodul pe care Aradul da, îl permite. Da, e un lucru care este absolut salutar și care trebuie, trebuie aplaudat de la oricare distanță, fie că ești din România sau din orice parte a lumii cuvântul magic sponsor a fost rostit. Există în Arad mândria aceea de a sponsoriza actul cultural? Există mândria de a sponsoriza un spectacol, de a apărea pe un afiș? Desigur, nu putem să le dăm nume acum, pentru că reglementările la televizor sunt stricte în ceea ce privește sponsorii, dar există tendința ca o firmă sau un agent economic să vină și să spună vreau să fiu pe afiș, îmi doresc să fiu acolo, vreau să cresc alături de cultura arădeană? Niciodată niște fonduri nu le poți obține dacă nu încerci să atragi atenția. Aici vorbesc implicit despre momentul în care alcătuiești o listă de potențiali colaboratori și susținători a unui eveniment și, bineînțeles, în funcție de disponibilitatea și de felul în care se raportează ca persoană sau ca organizație la activitatea culturală a urbei, poate să te facă pe tine să ai succes în a obține un sprijin. Aici poate să fie vorba de contracte de sponsorizare sau de contracte de prestări servicii publicitare, în contul cărora acest susținător pot să-și aducă un aport financiar. Da, există oameni dispuși, disponibili să ofere sprijin. Sprijinul este substanțial în felul în care își alcătuiește fiecare bugetul și felul în care îți face acea alocație. N-aș vrea să vorbesc despre dimensiunea nivelului financiar, ci despre faptul că există oameni care, prin faptul că le-am trezit un interes și pe, pentru faptul că organizăm niște evenimente de amploare, atât pentru oraș, cât și pentru județ, cât și pentru regiune, uh, sunt dispuși să își facă cunoscută prezența prin faptul că numele firmei respective apare alături de un brand care deja poate să fie Festivalul de Teatru Clasic, Festivalul de Teatru Nou sau Teatru Clasic Ioan Slavici sau, de ce nu, Euromaionetele. Am atins foarte multe aspecte legate de construcția acestui Festival Internațional de Teatru Nou, dar trecem mai departe în emisiune să vorbim și despre proiectele actuale de la Teatru Clasic Ioan Slavic Arad, despre o viitoare premieră care va urma undeva în iunie și mai apoi despre stagiunea următoare. Așadar, proiecte actuale. În aceste zile la Teatru Clasic Ioan Slavic se lucrează la un spectacol, după textul lui Gogol Revizorul, uh, un spectacol uh, de la care noi avem uh, destul de mari așteptări. De ce? Pentru că este o provocare pentru, atât pentru creatorul regizor, cât și pentru creatorii actori. Uh, este un spectacol care cuprinde un număr uh, important de actori ai trupei. Uh, el vine de pe urma unei alte realizări ale teatrului care, de fapt, a schimbat puțin macazul în, în ceea ce privește direcția specificul de bază al teatrului tocmai prin titulatura pe care o deține. Vorbesc despre spectacolul perplex al regizorului Cristian Tudor Popescu după Marius von Mayenburg, unde am putut să urmărim un număr de patru actori. Este un spectacol care a dărâmat o, o optică repertorială de ce tocmai prin elementul de noutate și prin modalitatea de expresie scenică ce a fost ce a fost adoptată pentru acest spectacol. Iată dacă ar fi să revin la revizorul, revizorul este un spectacol pe un text clasic, montat într o manieră clasică care se înscrie, de fapt, în ceea ce înseamnă Teatrul Clasic Ioan Slavici, este un spectacol cu care noi ne dorim să încheiem stagiunea 2013-2014 și, așa cum deja ne place să credem, vom marca și gala actorului Ale de în ediția a doua, când un număr de câțiva actori, printr-un ajutor al unui partener privat, vor fi recompensați pentru activitatea desfășurată în această perioadă a stagiunii 2013-2014. Dacă ar fi să mă îndrept uh, cu atenția asupra producțiilor care se întâmplă la Teatrul de Marionete, fostul Teatrul de Marionete, trupa Marionete, uh, acolo actrița Carmen Mărginanu și-a asumat rolul de regizor artistic pentru proiectul denumit Fata Babei și Fata Moșneagului. Este un spectacol care se lucrează pe această perioadă de sfârșit de stagiune și uh, peste vară, din punct de vedere a producției, uh, stricte a decorurilor și a, a marionetelor el va avea premiera undeva la începutul stagiunii viitoare undeva în data de 21 septembrie, cum de asemenea Teatrul Clasic Ioan Slavici prin trupa Teatrului Clasic Ioan Slavici trupa de dramă pregătește deschiderea stagiunii viitoare și pentru aceasta se vor întruni echipa de actori plus echipa de realizatori în ultima săptămână înainte de a pleca în vacanță, pentru a stabili echipa de realizatori finală și, de asemenea, pentru a face primele lecturi la un text care se numește Reunificarea celor două Corei, după Joel Pomera, un, actor, un autor uh, francez uh, al timpurilor noastre, iar regia artistică este semnată de Radu Alexandru Nica, scenografia Ioana Smara Popescu. Uh, la design uh, Lucian Moga. Pentru că nu putem să trecem cu vederea, urmează ziua copilului. Pregătiți ceva pentru cei mici, atât la Teatrul de Marionete, cât și la Trupa de Dramă? Da, noi anul trecut uh, am uh, avut un eveniment care l-am denumit Zi de Teatru până în seară. Uh, a fost un eveniment care noi l-am dorit a fi, uh, a se întâmpla uh, pe parcursul unei întregi zile cu o sarabandă a spectacolilor pentru copii pe care noi o aveam. În anul acesta nu am mai mers pe varianta aceasta foarte compactă. De ce? Pentru că uh, atunci timpul ne-a împiedicat să desfășurăm tot felul de activități chiar și în exteriorul clădirii, pentru că a fost o ploaie foarte, foarte semnificativă. Și atunci a, acolo am amplasat pe platou din fața teatrului niște uh, elemente de joacă pentru copii. Timpul ne-a dat. Uh, problemele peste cap și a trebuit să ne reorganizăm. De data aceasta se va întâmpla ca data de 30 mai, prima reprezentație din weekendul copilăriei să aibă loc la trupa de marionete, unde se va reprezenta Hansel și Gretel. Ziua weekendul va continua în data de 31 mai, adică sâmbătă, când trupa de dramă va prezenta spectacolele Alice în țara minunilor și Dorothy și umbra uh, lui Oz în țara lui, uh, de la ora 11 și de la ora 18, cum de asemenea în uh, data de 1 iunie, un spectacol gratuit uh, oferit de către Teatrul Clasic Ioan Slavic tuturor copiilor și părinților, este vorba despre Pinocchio la trupa marionete începând cu ora 11 în data de 1 iunie. Domnule director, vă mulțumesc pentru participare la Pulsul Zilei. Atât a fost emisiunea noastră, dar promit să mai ținem la curent arădenii cu o serie dedicată Teatrului Arădean, Teatrul de Marionete și Trupei de Dramă. Vă mulțumesc încă o dată pentru participare la emisiune. Dragi telespectatori, rămâneți alături în continuare de TV Arad și nu uitați de teatru. O seară plăcută!